O zi cu adevărat toridă în jumătatea sudică a țării, unde temperaturile depășesc 35 de grade, iar aerul a devenit aproape irrespirabil. E cod portocaliu de căldură excesivă în 20 de județe din Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Nordul și nord-estul țării, în schimb, sunt vizate de cod de vijelii și grindină. La ce să ne așteptăm în următoarele ore? Discutăm cu meteorologul de serviciu în cadrul ANM, domnul Mihai Timu. Vă mulțumesc, domnule Timu, bună ziua! Spuneți-ne mai multe despre vremea la extreme. Să rămână, bine v-am găsit! Da, din păcate, o vreme cu fenomene deosebite în orele următoare. Pe de o parte, avem de suportat aceste temperaturi ridicate. Vorbim într-adevăr de cea mai caldă zi de la începutul acestui an pentru regiunile din jumătatea de sud a țării, mai precis Banatul, Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea, aflate sub cod galben pentru caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat. Deja la această oră înregistrăm valori de 38-39 de grade măsurate la stațiile noastre meteo, dar maxim se fac un pic mai târziu pentru că suntem în vară, undeva pe la ore la 5-6, dar vorbim de asemenea de temperaturi simțite în mod frecvent aici în parte, în zona de Câmpia Română, de 42-43 de grade, inclusiv în zona capitalei. Domnule și de asemenea Timu, și noaptea care urmează va fi una cu disconfort. Da. În plin centrul capitalei, la această oră, ora 15, câte grade sunt așa cum le resimțim noi? Cum spuneam, sunt temperaturi simțite de 42-43 de grade, dar facem remarca că tot ce se măsoară meteorologic se măsoară la umbră, la 2 metri ventilat, într-adevăr și cu mezeala din aer. Altele sunt condițiile la nivelul asfaltului în plin centrul orașului, cu siguranță acolo sunt și valori de peste 50 de grade. Deci este foarte cald, așa cum așteptam, un cod portocaliu, însă trebuie să fim atenți și la instabilitatea atmosferică. Deja am avut astfel de manifestări în ultimile ore. În partea nord-vestică a țării am avut rafale de peste 70-80 de km la oră. De asemenea, acum de vreo 2 ore avem de asemenea aceste rafale înregistrate pentru jumătatea de nord a Moldovei, vorbind de un sistem convectiv care s-a generat în această dimineață în zona Ungariei și care a traversat partea de nord-vest și de nord a teritoriului, dar lucrurile nu s-au încheiat. De la ora 15 până mâine dimineață la ora 8 avem un cod portocaliu pentru manifestări, perioade de fapt cu manifestări de instabilitate pentru Crișana, Maramureș și a mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, local și în Banat și ne așteptăm în principal de asemenea la intensificări ale vântului. Vor fi rafale de peste 70-90 de km la oră, izolat chiar și peste 100 de km la oră. De asemenea ne mai așteptăm la grindină de medii și mari dimensiuni și apoi la frecvente descărcări și averse torențiale, astfel încât să se strângă în intervale scurte de timp și cantități de apă mai însemnate de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Vă mulțumesc foarte mult!